Eu cred că la momentul de față am ajuns deja la concluzia că cel mai important în viață este familia. Este familia pentru că pentru ea faci totul, pentru că ea face parte din tine. Tu ești ceea ce este familia ta. Dar mai este și un moment, cred că trebuie să iubești ceea ce faci. Și ceea ce ai făcut, la fel, să iubești și să răspunzi pentru ceea ce faci. E ca așa, o întorsătoră de situație. Anatol Cotorobai s-a născut în 7 octombrie 1983 în orașul Dubăsari și a făcut studiile la Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative de la Universitatea de Stat din Moldova. S-a căsătorit în 2009, iar despre soția sa spune că este redactorul creativ al vieții sale. Cuplul are 3 copii. Tot în 2009 devine cofondatorul Comedy Chișinău. Glumele celor din echipa proiectului au cucerit un număr mare de oameni. În prezent este implicat în proiectul Zigzag Show de la TNT Moldova. Auzi, dar și lucrezi acolo, băi? Farsaj ai văzut? Căneja, ptete! Apoi eu-s truck driver, mă! Ciotcă, băi! Astăzi, la Istoriile Gloriei, un om glumeț din fire, care a început să facă stand-up comedy, devenind unul dintre cei mai talentați comedianți din țara noastră, Anatol Cotorobai. Anatol, bine ai venit! Îți mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Cu drag, mai ales că suntem colegi și e absolut normal ca să discutăm despre activitatea ta și despre viața ta personală și ca oamenii să te cunoască mai îndeaproape, de aia ești aici și hai să o luăm de la început cu firul istoriei vieții tale. Vreau să-mi spui mai multe despre atmosfera familială în care ai crescut tu. De unde ți se trage și talentul umoristic, de exemplu? Sunt curioasă, de la mama, de la tata? Uite, momentul ăsta chiar a fost odată discutat la noi în familie și fiecare dintre părinți și-a expus punctul lui de vedere. Mama spune că e de la ea, pentru că cândva a făcut și ea teatru în școală și foarte mult îi reușea să facă o pantomimă cu umbrela, știi cum o trage vântul, știi, și tot mi-a arătat. Noi râdeam cu toată familia de chestia asta. Taică-mă are un spirit de echipă și un spirit de a fi în centru atenției mega mare. Dar niciodată nu a încercat să-și impună poziția că mai mult probabil aș semăna lui sau aș merge probabil pe calea că totuși undeva am ceva de la el și probabil asta și-a prins faza cu umorul. E absolut firesc să semeni cu părinții tăi, nu? Da. Și totuși, dacă ai talentul acesta, dacă dai bine la cadru, dacă ești în televiziune, dacă stai cu microfonul în mână atât de des, de ce nu ai făcut actorie sau măcar jurnalism? Te-ai dus în cu tot o altă direcție. E bună întrebare. În principiu ar trebui să fie o logică în asta, dar hai să spunem așa. Pe parcursul anilor, începând cu școala, dar chiar și, hai să spunem, și mai devreme, pentru că din copilărie mi se trage multe momente, ceea ce legat de niște chestii, scamatorii, sketch-uri care le făceam eu îmbrăcându-mă în haine și făcând un fel de mine spectacole pe cuptorul bunicii ca să-i distrez un pic pe ea și niște bunele, prieteni de ei care veneau la ea în casă. De acolo începeau careva apucături, așa să spun eu, legate de actorie. Mai departe, în școală, fiind, eu în permanență eram legat de teatru. Deci în școală eram într-un cerc teatral. Și de aici ne-am cunoscut și noi cu Vlad. Deci iarăși eram legat de teatru, de spectacole, de scenă și tot așa. Mai departe că voiam TVC și tot așa, deci respectiv m-a ținut mult, 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 mult chestia asta legat. Când am ajuns la facultate, alegând o altă facultate, relații internaționale, ne-am gândit cu Vlad că tot ce ar trebui să facem. Și a doua, probabil, facultate ar fi artele. Ceea ce ar fi fost ok, teatru, actorie, film, regie. Am încercat. Deci noi am venit să intrăm, am vrut să... Dar eu eram anul 5 la facultate, Vlad era anul 4. Și respectiv noi s-a pus condiția, vă luați actele de acolo și vă primim cu mare drag. Evident că în cazul ăsta tu îți pui întrebare, stai un pic, eu am învățat acolo 4 ani, 5 ani am învățat, absolvesc și acum trebuie să-mi iau actele și să nu-mi termin studiile. Și ultimul moment a fost mai mult cu actele.
Deci nici lui Vlad, nici mie nu mi s-a permis din cauza că noi trebuie să plecăm definitiv. La frază, știi cum a sunat? Aici e o familie și ar trebui să veniți, să stați cu noi. Nu poți să fii așa să și acolo și aici. Să trăiești aici. Și nu, a fost o fază, noi am venit de câteva ori, totuși ne-am rugat la ei să poate intrăm. Noi vă arătăm, noi o să fim buni, noi avem o experiență și tot așa. Până la urmă eu am spus că, băi, voi în permanență îmi las împreună. Și noi ne-am luat de mână și zic, da, de vreo 4 ani deja. Da, făceam și noi glume, eram destul de distrați la capitolul ăsta, dar totuși noi am fi vrut să intrăm. Până la urmă au trecut câțiva ani și discutând cu careva regizori și am spus că e o problemă, că noi n-am făcut facultate de arte. Eu am spus că cât și domnul Jereghi, cât și domnul Șișkin, au spus că băieți, voi v-ați format deja. V-ați format din școală, liceu și multe experiențe pe care ați avut-o. Voi ați crescut în felul vostru și asta vă diferențiază de mulți alții. Și este un plus mare. Ceea ce nu spun că nu e bine să ai studii, ba, din contră ar fi bine să le ai, doar că să încerci să ieși din șablonul care ți se dea. Noi n-am avut șablonul ăsta și noi am crescut așa cum noi suntem. Ca Buruiana? Buruiana cu flori. Astăzi e bine și ziua a început. Îmi fac bagajul, pe plajă mă mut. Drumul spre mare mă știu. Noroc, mă! Noroc. Ce faci? Mă bronzez. Dar nu-ți pare că trebuie și eu leacă mai cu chelea că te bronzez? Ia-mi pune mâna. Chele? Chele. Și neagră. La atâta bronz frumos, la soare. Nu mai zăcălibești tu cum o zăcălibit așa e. Femeie mea, tete vară, adu-mă la mare, ia că te-am adus, că cova! Iana, stai cu hotel, ieși în coș, te bronzează! Ei, cum ai trebuit, dar pe iarnă, băi! Căcaia razită! Dar cum ai ajuns la ipostaza de a fi fondator la Comedy Chișinău? Deci noi, după facultate, jucând KVN, pentru că era un joc, de ce spun KVN? Aș putea spune TVC, este o mică diferență. KVN totuși este un joc bine pus, cu reguli, cu scenarii, cu echipă. E mai serios, da. După ce am trecut de niște etape, am devenit și campion și am jucat mult în jocul ăsta, am crescut acolo, am decis să formăm cu prietenii băieții care erau din mai multe echipe, să formăm ceva de genul, un fel de comedy, pentru că atunci era în vogă, el avea abia 2 ani în Rusia, abia apăruse, toată lumea era un know-how, wow, comedy. A apărut la noi un casting în Chișinău, a apărut Comedy Club, care era filiala comedy-ului rusesc. Și noi am intrat acolo, am fost la casting, noi ne-a luat toată echipa, am lucrat cu ei câțiva ani, după care am decis să plecăm, pentru că totuși persoanele care erau, șefii care erau deasupra, nu cam înțelegeau direcția noastră și că noi vrem să facem ceva legat doar de țara noastră, nu atât să glumim legate de străinătate și tot așa. Respectiv, am creat Comedy Chișinău și uite aici, toți băieții cu care lucram eu au decis să plece cu mine împreună. Uite, așa ne-am format și am început să lucrăm și să construim tot ce este legat de țara noastră. Să glumim doar despre noi. Nu, mă rog, paralel, putem să mai atingem și alte subiecte, asta nu e o problemă. Dar prioritar sunt subiectele din Republica Moldova. Da. Și asta. Eu te întreb și asta. Țigări! De unde țigările astea? De la tine! Dar și caută la tine în buzunare! Tu te-ai îmbrăcat în pantaloni miei! Ei la petei! Care pantaloni, băi? Eu sunt șortici! Pentru tine șortici, pentru mine pantaloni cu două răzmieruri! Comedy Chișinău mai există? Da, există, doar că nu reușim să-l organizăm. Deci acum, fiind implicați și în televiziune și în filmări, în evenimente și tot așa, suntem foarte, nu știu, rupți în diferite părți, dacă așa ar fi corect să mă exprim, dar iubim ceea ce făceam și rămâne într-un, hai să spunem așa, într-o stagnare în momentul ăsta și dacă cumva am face noi un comedy, ar fi probabil de sărbători, cum ar fi 1 aprilie, da? Am putea din când în când să-l mai facem. E pus pe pauză. E pus pe pauză, da. Noi deja avem cam 13 ani de când, deci hai să spunem așa, până la 11 ani a fost mai activ. Cam de 2 ani de zile, așa facem câte un eveniment pe an.
din când în când ca să ne mai amintim și noi unul de altul și de oameni. Anatol, dar până la urmă tu cum te prezinți? Umorist? Prezentator TV? Prezentator de evenimente? Nu, în general, dacă mă întreabă cineva cu ce mă ocup, eu încep așa, spun actor, regizor, prezentator, deci spun toate cuvintele care le știu cu terminația OR. Politician nu ești pentru că se termină politician, cu an. Da, politician nu, dar după 4 ani de politică am înțeles că politica nu este domeniul meu. Da, aș putea face politică, dar în formatul umoristic pentru a-i mai lua peste picior pe ei care o fac și o fac rău. Dacă totuși eram implicat în politică, cum este implicat colegul nostru din Ucraina, Vladimir Zelenski, tot cred că m-aș dărui totalmente aceste profesii, pentru că doar că sunt jocuri. Sunt jocuri multe, politice și murdare, care, din păcate, asta este o altă direcție, de care noi râdem și arătăm partea nu cea mai frumoasă. Așa e firea moldoveanului, să vadă partea plină a paharului, în tot ce este rău. Noi suntem optimiști, da. Iubim să trăim din plință și când e rău, râdem și mergem înainte. Bună ziua, Vladic! Bună ziua, Moș Crăciun! Ce mai faci, Vladic? Am crescut, am mare! Ai crescut mare, dar scrii tot nu te-ai învățat. Adică cum nu m-am învățat? Adică cum nu te-ai învățat? Ce-i scris tu aici în scrisoarea asta? Și vrei? Moș Crăciun, vreau să-mi faci un focus. Fort focus. Dar și tu nu poți? Eu te pot, dar uci scris-o mai departe, a? Și mai vreau un câine care hamăie, care înoată și care împușcă. Asta și zăi valasate tanchi o să-i trebuie să fac. Și care zboară? Și care zboară? Dar pentru tatu și șeri, laser care împușcă prin perete, tata s-a săturat de vecinul. Și de vecină. Deci după 4 ani de științe politice și administrative, ai lucrat la o fabrică de mobilă. Da. Această experiență ce te-a învățat? În scurt timp am prins foarte multe chestii. Pentru că sunt niște detalii pe care dacă le cunoști, îți dai seama că e destul după asta să deschizi ușa unui mobilier. Absolut orice, bucătărie, dulap, nu contează. Până la urmă deschizi, te-ai uitat la bălămâli, te-ai uitat la niște detalii și poți să spui că care e prețul sau poți să spui calitatea. Și uite, asta s-a întâmplat și cu mine mai târziu, după care am deschis, of, Doamne, ce am cumpărat. Asta a fost, s-a întâmplat. După un an de zile am învățat foarte multe chestii, dar am înțeles că mai mult acolo nu am ce căuta, pentru că am strâns, deci hai să spun așa, am acumulat multă informație utilă din domeniu, am știut să fac lucrări bune, am făcut schimbări multe în acea firmă, companie care foarte mult au dorit să rămână acolo mai departe. Asta a fost și întrebarea, șeful mă întreabă, tu vrei totuși, știu că vrei să devii manager, nu știu ce acolo, și eu spun, zic, da, dar deja nu. Vrei să-ți ridic salariul? Zic, nu-i chiar. Păi, dar de ce pleci? Poate rămâi. Zic, da, dar aș rămânea doar cu două condiții, sau rămân în locul fratelui dumneavoastră sau în locul dumneavoastră. La ce și el începe să râdă și spune, te duci, da? Da. Da, asta și era. Ideea, el era director și fratele era vicedirector. Până la urmă, munca era bună, dar după un an de zi, după ce înveți tot, vrei să mai crești, vrei să mai cunoști altceva și știi că aici gata era. Deci eu știam tot despre domeniul ăsta. Și nici nu era a tău. Și nici nu era a meu. Apropo, seara, după lucru, eu mă ducem la repetiții de căvân. Ca tu să înțelegi, pentru că domeniul ăsta. Țin minte când la un joc au venit toți lucrătorii, toți băieții care chiar strâng mobila și susțineau echipa mea. Da. Era ceva frumos. Pentru că m-am prietenit, mi-am făcut mulți prieteni din domeniu. Și ai furat din casă, ză repede. Dar n-am furat eu nic, eu închiriez la Matalica Borea. Tac, pentru tine eu sunt Boris Antonovici. M-ai înțeles? Boris Antonovici. Matali, ai scleroz. Mai întâmplă așa, să-ți bătrânețele, înțelegi? Eu închiriez la tine 2 ani de zile, Gheboare, nu? A moș noi asta, astea stăm, dragul. Hai să vezi tu ne. Gura! Îmi spui tăt ca Jana Dark. Un răspuns greșit, știard. Înțeles? Cum te cheamă? Vova! Și ai furat din casă? Nici n-a furat, e Borea! Toți! Nu! Și răștei răși ca buza lui Dusica! Dar părăzit că asta nu lucrează! Fix ca buza lui Dusica! Ne-am amintit!
După Sovietic Союз, la dânsii, nou 02! Găsisem o afirmație interesantă despre umor, apropo, că nu există umor mai de calitate decât cel involuntar. Ești de acord? Adică asta nu se învață, nu se scrie pe foiță, îți vine de undeva, din creier. Uite, cineva m-a întrebat cum să mă învăț să glumesc sau, hai să spunem așa, sunt etape diferite. Tu poți să începi cu bancurile, simplu. Ai citit un banc, vrei să-l spui cuiva, prima dată, două ori, o dai în bar, nu știi când să faci pauză, nu știi cum să o pronunți. Sunt persoane mai artistice, sunt persoane mai simple, dar câteodată cu fața asta care... Poker face, da, nu faci nicio mimică. Spune în banc și toată lumea leașă ca de jos. Sunt diferite chestii, dar sincer, ca să poți improviza sau o glumă de asta care într-adevăr nepregătită, spontană, care e cea mai bună, noi aveam o altă regulă care spunea cât mai scurt sună glumă, cu atât e mai amuzantă. Deci până o formulezi, dacă tu mult explici gluma, își pierde sensul. Și la final, da, mersi, am înțeles. Eu am întâlnit acum de mult un prieten la un eveniment, cu un prieten, deja l-am numit prieten. Noi pur și simplu plângeam unul lângă altul. El spunea o frază, eu continuam, el îmi spunea următoarea. Am ieșit după eveniment și încă o oră am stat și am discutat. Până el sincer spune, s-a culcat pur și simplu pe pământ și s-a culcat pur și simplu murit de râs. Sunt niște detalii care tu le înțelegi. Și eu întreb, tu nu ești cumva de la ciocană? El spune, da. Zic, eu te-am înțeles, eu știu cum asta a fost. La noi de timp așa era. Așa se construiesc glumele, așa prins elementul ăsta de improvizație. După care ți este mult mai simplu. Crearea glumelor este un proces mai altfel. Trebuie să știi niște reguli, cum se formează, în ce constă gluma. Și el tot are ca un comentariu literar. Știi cum era? Punct culminant, tra-la-la-la-la, toate detaliile, sfârșit și tot așa. O glumă fix așa scoțărește. Anatol, te întrerup aici. Nu poți să fii un umorist bun dacă la viața ta nu ai citit cărți. Sau cel puțin nu ești deștept. Da. Da, dacă nu ai citit cărți, dacă nu te-ai informat, dacă nu răsfoiești diferite lucruri, întrebări, chestii, deci tu trebuie să cunoști cât mai multe domenii, cât mai larg să fii. Deci dacă tu ai doar domeniul tău, respectiv cât de mult nu ai glumit în domeniu, să te vor înțelege doar persoanele din acest domeniu. Odată și tu ești multilateral, sport, nu știu, cărți citite, filme vizionate, training-uri făcute. Lucruri la o fabrică și multe, multe altele. Tu ești multilateral, respectiv să adună multe informații. Știi să glumești. Plus la asta, chiar și în teatru, la arte, se explică că dacă vreți să cunoașteți mult mai mult, trebuie să ieșiți în piața centrală. Trebuie să vedeți omul, să-l cunoașteți, să-l priviți, să înțelegeți, să-i preluați. Același lucru, cât mai larg ești, cu atât mai multă informație ajunge la tine, cu atât mai variat poți fi în glume. Dar totuși se demonstrează și în spiritul de echipă sau într-un colectiv în care se lucrează doar în acea echipă, cu timpul toată lumea începe să glumească doar într-o direcție. De asta trebuie să noi spunem sânge nou. Să mai vină din nou niște persoane care să răscolească sau să mai spună cu altfel formatul. În domeniul acesta există multă concurență? În ultimii ani au apărut colegi, băieți care noi îi cunoaștem, ne salutăm, comunicăm, vorbim, deci avem o relație frumoasă, nu suntem concurenți direct, să spunem așa, pentru că există deja o experiență, există un timp în care tu ai pornit și tu ești cineva și ai făcut ceva pentru asta. Cineva abia acum pornește, el a început de drum și e o chestie ok să percepi și să accepti că mai există cineva și chiar în unele cazuri sau nu e o problemă să vină cineva și să te întrebe, uite, dar eu vreau să fac așa, e ok, să-i dai un sfat. Eu chiar nu mi-a fost frică niciodată să comunic cu cei care îmi înțeles că tot lucrează în același domeniu și nu spun, dar nu, vrei să-mi furi idee sau cumva vrei să cunoști mai multe, să... Nu, toată lumea are și chiar dacă piața noastră e micuță, fiecare are dreptul la exprimare, pentru că formatul fiecare va fi formatul lui. Tu nu te-ai săturat? Dar păi eu cum am gestat să lucrez toată viața, Gheorghe Ivanovici? Doamne ferește! Cum e femeie mea o gestat când a străiat toată viața? Dar tu vrei! Mie tare îmi trebuie o femeie să am acasă și una aici! Dar nici măcar nu m-ați încercat, eu tot pot să fac! Apropo, tu poți dansa? Da? Marș Mendelssohn, știi? Top cum?
Apu marș de aici! Uite, ești la Zigzag Show, da. Ești pe sticlă ești, da. Să recunoaștem. Ești solicitat la evenimente private, da. Și e bine și în domeniul ăsta, slavă Domnului. Dacă ratingul ar scădea cu anii, ai suferi? Ratingul tău. E chestie, aș putea spun nu, aș putea spun da, dar de fapt n-am idee cum o să fie. Momente au fost diferite și chiar, de exemplu, dacă era Comedy cândva actual, lumea se uita, lumea venea la noi la evenimente, nu era nimic atunci în format umoristic la televizor. Respectiv, era un, nu știu, un feedback nebun. Lumea, wow, pe stradă, ia, uite. Acum, ceea ce văd eu, după Zigzag, ratingul ăsta e de 10 ori mai mare. Copiii ne opresc și spun, dumneavoastră sunteți domnul Banu, domnul doctor, acela care, mulțumesc. Deci noi am ales direcții diferite pentru, deci polițiștii, dacă aș vorbi direct de Zigzag, sunt pentru oameni mai maturi. Doctorul, nu știu, copiii îl adoră, pentru că e probabil simplu acolo de înțeles combinația asta de trecere de la o situație la alta. Și diferite sketch-uri, fiecare pentru nu știu, vârsta și contingentul de oameni. N-am înțeles, dar ce m-ați oprit? Că la mine tot e în regulă. Asta medicul o spune dacă la tine tot e în regulă sau nu. Dar doar repede plătești taxa până am verificat dacă ai extinctor și trusă medicală. Dar cine știți că n-am pateam? Domnul șofer, nu sunteți sigur și aveți în portbagaj? Nu. Asta pentru extinctor. Și pentru trusa medicală. Și pentru răbdarea mea. Și pentru barba asta urâtă. Și fața asta proastă. Și pentru răbdarea mea. Știi ce? Eu n-am de gând să vă dau bani. E o problemă. Eu îți fac protocol. S-am luat permisul și vrei să rămâi biedon? Cum adică să-mi luați permis? Deci crezi că eu am să mă joc cu tine cu un proces cu două puncte? S-a pus deodată 20 de puncte și la revedere, ne întâlnim în instanță. Pentru așa proces mai adaugă ceva acolo. Nu e așa, măcar. Reacțiile publicului este mult mai mare. E plăcut, dar eu de fiecare dată am fost așa. Eu am spus că eu vreau să mă ocup cu ce îmi place, dar lumea de pe stradă să-mi dea pași. Uite, nu știu, eu mereu așa mi-a plăcut. De exemplu, dacă mă duc undeva în România sau în Rusia, evident că lumea acolo nu mă cunoaște, sau dacă am avut cazuri că și în România mă opresc, a, bună ziua, dumneavoastră sunteți, da, zic, da, eu. Dar eu sunt liber și respir, da? Adică eu nu am treabă, pot să mă mai nebunesc pe stradă, că nu mă vede nimeni și nu mă cunoaște nimeni. Aici e mai complicat, te vede la fiecare pas și uite, mai ales când copiii mei mă întreabă, ai să-i fanul tău, da. Nu, ok, mă rog, le explic că persoanele privesc, lor le place și asta le aduce o satisfacție. Vor să fac o poză, vor să-ți dau un autograf. Nu știu, eu cred că dacă chiar s-ar schimba, oricum o să apară ceva cu timpul, altceva, și o să fie mai bun. Eu atunci o să fiu și acolo. În cazul în care nu voi fi acolo, voi face altceva care le va plăcea oamenilor și oricum voi fi în domeniul ăsta. Pentru că eu am planurile mele împreună și cu echipa, așa parte de creație. Și ele sunt domeniile foarte diferite, da? Adică și cinematografie și proiecte mai serioase, adică, de exemplu, nu doar în format umoristic, da? Și respectiv, lumea te cunoaște, ține minte de acolo sau de acolo sau de acolo. Cineva mă cunoaște de acolo că am condus evenimente, am fost ring announcer la lupte, da? Ceea ce nu s-ar potrivi probabil, dar s-ar potrivi datorită vocii mai specifice. Și eu pentru asta am făcut altceva, da? Deci am venit cu un alt format. Scopul era să-l prezint serios. Mai încercat și alte domenii în care tot mi-a ieșit bine, dar deci eu nu mă consider doar un actor sau un artist de un domeniu. Orice domeniu aș putea să-l încerc pentru mine și dacă mi-ar plăcea, aș putea și continua. Avem noi o provocare în emisiunea Istoriile Gloriei, Iam-Nam. Așa că poftim. Iam-Nam. Cum vrei, îl numești. Eu îți dau o întrebare, tu răspunzi cu lux de amănunte. Hai, prima întrebare. Provocatoare, da? Mm-hmm. Okay. În limita decenței, Iam-Nam câștiguri suficiente doar din prezentarea evenimentelor private.
Da, am, e ok. E ok. Mai scurt, doar cu eliminate private. Da, n-ai avut niciodată conflicte de genul, nu știu, cu mire sau cu mireasă sau... Pentru asta m-a ajutat, nu, n-am. M-a ajutat profesia, relații internaționale. Aha. Pentru că anume în momentul ăsta să fii diplomat, trebuie să fii oriunde, nu contează. Și asta e foarte simplu, anume te ajută în toate domeniile, în toate direcțiile. N-am copiat vreodată la examene. Oh. Că tot am vorbit despre facultate. Păi, diplomații trebuie să fie corect. Păi am copiat, dar tot de la mine. Îți dai seama, dacă tu te pregătești, tu îți mai faci careva așa, mici, da, ajutoare. Uh-huh. Și tu copii de la tine. Eu n-am copiat niciodată la nimeni. Dar noi nu învățăm copiii care se uită acum la televizor. Copilaș, nu e bine. Eu vreau să vă spun că eu eram pregătit. Pur și simplu, asta e o chestie psihologică. Undeva că tu ceva ai, chiar dacă nu te atingi de asta. Așa, mai departe. Că ești băiat și n-am cum să nu întreb asta. N-am bătut pe cineva. Au fost prietenii de la Ciocanu. N-ai cum acolo să trăiești așa, să nu te bați. Au fost timpuri diferite. Eu și în România m-am bătut. În România m-am bătut binișor, așa, pentru... Da. Cine începe? Tu? Nu, eu, de fapt, ți-am spus, sunt diplomat de fire. Sunt pașnic. Am avut momente diferite în care situații sunt, conflicte, ele apar spontan. Mă rog, eu nu spun de bătăi, eu nu sunt bătăuș așa de felul meu, că să mă bag, eu hai să ne batem. Hai... Știi să te aperi? Știi să mă apăr în unele cazuri când trebuie să ții o poziție și să nu fii dat cap în jos sau cumva să fii, nu știu, trebuie să arăți că ești bărbat până la urmă. Nu, eu mi-am pus punctul meu de vedere, mi-am pus poziția, câteodată am apărat pe cineva, câteodată... Nu știu, diferite situații au fost. Da, nu mă bucur pentru asta, pentru că eu socot că orice lucru poți să rezolva prin discuții. De asta și avem cap, de asta și avem cunoștințe pentru a vorbi. Dar au fost cazuri și mai ales asta tot s-a terminat când eram totuși în perioada asta de adolescență. Pentru că acum, nu ne aduc aminte. Ei, mă rog, poate mâine, dar nu. Clar. N-am o relație frumoasă cu nașul. Ai naște cu unii. N-ai o rază. Cunesc, am naș de economie, am o relație foarte frumoasă cu nașul. Nașul tău de economie este persoană publică, interpret, da. Adi Carp. Așa. Mult stimatul, mult cunoscutul. Așa și spui nașul sau Adi? Cât și cum. Eu îți spun sincer cum am vorbit cu el și i-am explicat, zic, uite, tu ești nașul meu, te respect foarte mult și tot timpul am spun nașule Maria ta, bună ziua, alo, el de obicei când sună, el spune tot rime, poezii și tot așa. Deci noi avem o relație foarte bună, suntem prieteni foarte buni, dar în public îi spun Adi, pentru că, zic, nu chiar tatăl lumea trebuie să știe. Până la urmă, consider că asta tot e un moment desori să nu confunde lumea că fienul, nănaștu. Nu mă folosesc de chestiile astea, dar îl apreciez pentru ceea ce face și dacă am posibilitatea să-l ajut, îl ajut, el la fel o face. Dar în public, da, Anatol, dacă vorbiți cu Anatol, el dacă vorbești de mine, eu, de Adi. Dar da, noi când ne vedem, nașul, finuțul, tete, super. Că ești cu tradiția moldovenească. N-aș trebuie să aibă un cuplu, da? Eu consider că e o experiență frumoasă, de fapt. Știu și relații când s-au rupt prietenii astea dintre nași fiini, dar poziția mea e simplă. Eu tot am fiin. Și am spus deodată, finul, noi inițial suntem prieteni, după aceea suntem naș cu fin. Pentru că dacă tu nu pui poziția asta, cu nașul meu nu e așa. E cât nu vreau să fiu din tâi prieteni, eu zic și nu, la nașul grești. Dar totuși, noi în Sitișoara să ajungem, să spun altfel. La nașul, tu să ajungi în Sitișoara, să ajungi, că să înțelegi. Prietenia mult contează. Dacă există o relație de prietenie, după care există și relația de fin-naș. Dacă nu este prietenie, te respecti, nu adivăzi oamenilor. Asta e banal și aiurea. N-am avut inima frântă din cauza unei femei. Am avut, evident. Ai plâns? Am plâns, da. Da, am plâns, am băut cafea, am plâns. Era de mult? Da. Era anii facultății. Da, atunci am avut o mare dragoste care, mă rog,
A trecut așa cum a trecut. Am fost în relații, ne-am iubit, ne-am despărțit, ne-am împăcat, ne-am despărțit. E experiență care, până la urmă, te învață multe lucruri și să înțelegi că nu are sens să te mai întorci încă o dată acolo din de plecat. Deci dacă o dată nu merge, nu o să meargă niciodată, da? Da, da, mai ales că, nu știu, e o chestie care vine cu experiența, probabil, pentru că inima te doare, îți pare că dacă te întorci înapoi, o să fii mai bine. Te întorci înapoi, câteva zile e bine, după care iarăși te întorci în problema aceea veche în care a fost. Și ar te doare inima. Și ar te doare inima pentru că trebuie să te spargi și nu înțelegi cum să o faci din nou, sau cum să o fac și ne să o fac prin pas. Dar da, dacă ai plecat, trebuie să pleci. N-am uitat să merg să prezint vreun eveniment. Nu. Tot timpul îți notezi, da? Ești absolut organizat. Absolut. Eu acum puteam să aduc din mașină, am un carnet foarte gros, care deja e plin. Am trecut la al doilea. Toate evenimentele, în fiecare scris scenariu. Scenariile transmit în format electronic. Deci este o asigurare încă din nou, una că o am în carnet, în caz că cumva sau cumva se pierde carnetul, o am în format electronic. Respectiv, toată lumea știe că este data anumită, plus la asta. A treia siguranță este că se notează și un telefon. Mereu apare datele, nu poate să apară două evenimente pe aceeași dată. Deci, sunt foarte serios la capitolul. În general, de orice eveniment, orice lucru, cumva am o atitudine serioasă. Da, pentru că nu contează cât e de... Da, dacă mai vorbim de evenimente private, dacă vorbim de nunță sau cumătrie, este în general o chestie care se întâmplă o dată în viață. Nu? Da, la unii, da. De două ori, trei ori, da. Nu poți să repezi nunta a doua oară, că a uitat moderatorul. Moderatorul a uitat că el a plecat la odihnă, pentru că... sau a plecat la alt eveniment. Nu, nici într-un caz, pentru că pentru noi, de asta și le explic și multor colegi care abia încep acest domeniu, îi ajut și chiar, că acum am avut recent câteva evenimente la care am luat niște persoane care să vadă cum se face toată treaba asta. Și de fiecare dată le explic niște detalii simple. În primul rând, noi lucrăm, noi nu servim alcool acolo, tu nu te duci să te distrezi. Stai că aveam o întrebare aici, dacă ai servit alcool la lucru, deci nu? Nu, noi nu servim alcool nu doar la lucru, noi nu servim alcool nici la filmări, nici la evenimentele care sunt noastre. De exemplu, vorbesc că facem show-urile noastre, comedy sau orice. Exclus, absolut. E un fel de suhoi zacon, știi? De ce? Pentru că atrofiez momentul ăsta de percepție a detaliilor, a reacției publicului. Și chiar și la eveniment, la nuntă. De exemplu, eu des ori improvizez, vorbesc cu publicul, intru în contact cu ei. Dacă eu aș bea chiar și cele 50 de grame de coniac sau tu pierzi că elementul ăsta de improvizare sau elementul ăsta de a fi spontan și bun în glumă, după care îți vine asta, putem să zic că mai bine. Și asta, frâna asta micuță, că sunt la 50-60 de grame. Respectiv, dar și tu la mână, tu te duci acolo, omul vrea să se relaxeze, ei se relaxează, ei se distrează. Dar la mine de fiecare dată vin, hai fratele meu, de să bem 50 grame, de vin cu atreci la masă. Trebuie să ții marca. Deci dacă tu ai venit la lucru, tu lucrezi. Dacă tu te distrezi, tu te distrezi. Deci noi doar oricum avem legea asta. Noi, când noi lucrăm, toată lumea se distrează. Când lumea lucrează, noi ne distrăm. Iată așa se fac corect banii, da? Da, munca asta, apropo, nu e o muncă ușoară. Eu am avut conflict cu unul din clienți. Nu clienți, cum ai întrebat, dar unul din invitați. Care în glume m-a luat peste picior că, ha, ce, ai venit, da, râzi așa, glumește, mâncați, bieți și bani primiți. Eu am dat microfonul. Eu zic, na, ține. El îl ia, el nu înțeles care fază, eu îi dau microfonul, el îl ia, zic, bun, încheie, nu, dacă nu mai rămas mult. Și ție tăți banii ție. Stai, nu, eu mă duc și eu mă duc chiar să-mi iau lucrurile, să plec. Și el, dar nu-ți spăra că eu nu asta am avut în vedere și îmi dă-mi microfon înapoi. La care fază îmi spune, nu, ctona că vă ucilță, el mie îmi spune. Și eu zic, ascultă-mă, dacă îți spun și profesia am eu n-am treabă cu domeniul ăsta, dar dacă îl pot face și dacă oamenii au solicitat ca eu să fiu prezentatorul lor, înseamnă că eu știu de ce fac chestia asta. Da, dar cârpăr și s-o termina discuția, pentru că nu este, să privești dintr-o parte și să calculezi și să te uiți ce faci persoana, e simplu. Dar să te implici, să te apuci. Eu am avut mai mult persoane care și m-au venit și au spus că eu îți plătesc bani, dar tu învață-mă să fac fix așa ca tine. Eu zic, eu pot să te învăț cum să faci asta, dar tu ai să o faci așa cum o faci, să o faci tu.
noi să o faci ca mine. Pentru că de asta și noi suntem toți diferiți. Unul vrea să fie un moderator, altul vrea să fie altfel de prezentator. Altcineva vrea să fie o fată, altul vrea să fie un bărbat, unul vrea să fie un băiet, tânăr, mai nu știu, mai modern, unul vrea să fie un conferanțier clasic și tot așa. Fiecare își alege în stilistica lui. Noi am format stilistica asta, apropo. Datorită nașului am ajuns în domeniul ăsta. El m-a luat mine la câteva evenimente și eu i-am spus mulțumesc frumos, dar mai mult nu mă suna. Eu n-am să conduc niciodată, nu știu cum a trei. Azi că suntem peste 2 ani. Și așa și-a fost, a început, dar eu nu mă vedeam acolo, pentru că era stilul ăsta. Bună seara, bine ați venit, la la la. Și eu mă plictiseam. Pentru că eu nu simțeam că fac acel un lucru care trebuie să-l fac. Când am schimbat formatul, mai umoristic, mai distractiv, și lumea asta și așteaptă, de fapt, o mică nebunie la nuntă, pentru că ei au venit acolo să distreze. Și eu asta încep să o fac de la început, pentru că sunt pomete, că lumea crede că el a venit și stau încordați, da? Că ce se întâmplă, dar tu n-ai venit la afacere, tu n-ai venit să negociezi un business, tu ai venit acolo să te distrezi, să-ți bine. El a venit, stă încordat așa și până nu bie ceva și el dă-mi după ce. Da, dar asta e o chestie care trebuie să vină clar. Eu am venit să-i felicit pe miri. Eu vreau să dansez, eu vreau să mă simt bine. Și respectiv, eu le aduc ca formatul ăsta. Prieteni, ne relaxăm. Eu relaxez, nu devin center, nu devin să-i felicit, el dă-mi să vină relaxat. Glumea asta, până la urmă. Se vede că îți cam place ce faci. Da, dacă fac, nu s-a întâmplat. N-am băut atât ca să nu-ți minte cum am ajuns acasă. Hai că aici nu e despre lucru. Da, dar nu comentez. Bun, nu comentez. Nu, am fost pentru că am avut experiențe mari de a trăi viața din plin cu toți colegii mei, prietenii mei. Și la ciocană. Noi am avut, noi ne-am distrat așa. Și la ciocană maxim. Se bea din cucană. Se bea din cucană și din textul ăla spune multe fraze care se fac la ciocană. Da, nu, tinereța. Și acum, de fapt, mai am un pic și ies din vârsta de a fi tânăr. Până acum era până la 30 de ani, se considera că ești tânăr, acum până la 35. Respectiv, după asta ești matur. Așa că în momentul ăsta, până la 35 de ani, blocul ăsta de tinerețe de la 17 până la 35, eu am reușit multe chestii să le facem, să ne îmbătăm și să ne distrăm, dar ok, în forma, fără prostii mari, ca să ne pară rău după asta. După gratii ne-ai ajuns. O, Doamne ferește, Doamne ferește! N-am câștigat bani la loto. Niciodată n-ai câștigat. Da, ai jucat? Da, și în bingo am jucat, dar eu nu sunt azartat în general. Aveam, mama mi-a codonat la 13-14 ani, mi-a codonat un joc, un casino. Și eu mă duceam, eram în școală și am strâns colegii să ne jucăm. Și eram crupier, deci persoana care rotește acea ruletă și pune. Și eu făceam cel mai mulți bani. Deci în formatul ăsta eu mă descurc. Eu, pur și simplu, am plus la asta cu Vlad, noi am făcut cursuri de crupie ca să lucrăm. Am lucrat 2 săptămâni și am înțeles că este în domeniul nostru. De ce? Pentru că cât am făcut cursurile 3 luni de vară, era super. Colectivul, distracția, când joci, te înveți poker, blackjack, toate chestiile astea să le cunoști, e super interesant. Dar când începi a juca, când începi a lucra, e chestii, parcă ești un robot. Ai venit, ai pus toate fisele pe masă, le-ai strâns, mersi frumos, te-ai curat, la revedere. Iarăși aș face o pauză, o să-ți schimbi și totul se repete. Eu strașnic și nu iubesc rutina sau lucrurile care se repete. De asta și domeniul ăsta, el e vast, el e diferit, te întâlnesc cu diferit lume. Da, acolo, nu, 2 săptămâni am lucrat și am spus cu Vlad, la revedere. Și mai am o întrebare. Da. Am fost într-o situație când un politician s-a supărat din cauza glumelor mele. Și cum s-a supărat? Te-a sunat sau? Sau ți s-a transmis că s-a supărat? Nu, eu nu știu cine era el. În general, eu am aflat așa, de la politicieni am aflat că, da, erau deputați, nu știu cine, erau, mi-au transmis, au spus că noi ne uităm la voi și faceți, și noi râdem și ne place și faceți, că dacă ziceți din noi, respectiv, mare parte, ei sunt oameni foarte ok și râd de glume pentru că înțeleg că noi îi luăm peste picior pentru ce își fac. Dar sunt unii care totuși nu, e o chestie normală ca și între oameni. Cineva înțelege glumele, cineva nu le înțelege. Respectiv, cineva s-a supărat și a spus că voi trebuie să știți acolo cum faceți și aveți grijă. Dar sunt persoane care s-au apropiat și au spus că înțelegeți că ar trebui umorul să fie mai rafinat. Și că și eu zic, da, cam e de mai rafinat și că ați văzut dumneavoastră și încă vă două familii.
ați vă adunați la televizor și noi să facem o rușină numai pentru voi. Stilistica, deci ca să mai spun și altfel, sunt cupluri care vor ca să le prezinte evenimentele, nunțe le spun, vă rog frumos, dar numai să nu faceți came de la nuntă. Și eu le spun, dacă vreți came de la nuntă, asta vă scoste încă mai scump. Pentru că eu n-am cum să fac came de la nuntă. Să fiu, să distrez publicul, da. Într-o stilistică, în alta, să fie vesel, da. Dar comedy presupune un format concret, cu glume, cu umor, undeva care depășește niște limite. Undeva. Dar în asta și umorul în formatul ăsta. În asta și comedy-le el așa e mai nebunatic, hai spune, mai mult decât. Și cineva l-a apreciat, cineva mai puțin, și respectiv cineva poate s-a supărat. Dar nu a fost nimic, nu a fost nimic grav. Da, au spus că na. Și noi am spus că ei, na. N-ați înțeles? Data viitoare să înțelegi. Asta e provocarea, simpluț. Vezi, fără sex, fără asta. Fără, da, fără. Ok. Așa. Data viitoare, pregătiți-vă. Data viitoare. Mai adică pentru tine n-ar fi o problemă. Nu. Nu, no, eu sunt în general deschis la discuții și dialoguri pe orice temă. Tema de astăzi e așa, adică până asta, aici a mers soldatul. Da, noi am simțit teritoriu, dacă tot e ok, dacă tot e bine, dacă tot e fain. Da, Natal, mai rămâi, mai am câteva întrebări, nu scape așa ușor azi, bine? Ok. Văzusem eu că ai o soție foarte frumoasă și 3 copii. Da. Bravo. Mersi. Cu soția, cum ai făcut cunoștință? Te-a ajutat umorul? Cumva? Ai picerit-o prin bancuri? Da, dar asta e ideea că soția mea a râs la glumele mele cam, eu știu, vreo jumătate de an. După care, încet cu încet, a devenit un foarte bun redactor a glumelor mele, a lucrurilor pe care eu îl fac, pentru că, nu, logic, tu scrii, trebuie cineva să-l întrebe dacă e bine sau nu. Le citeam ei și mă uitam după reacție, unde râdea și unde nu. Cu timpul nu doar râdea, dar explica că uite aici așa. Eu cred că a devenit un expert fără ca să vrei în domeniu. Și asta e faza. Eu acum o fac să râdă, dar mai complicat. Pentru că în momentul în care tu ușor poți să faci o persoană care nu te cunoaște sau abia te cunoști, da, e mai simplu pentru că nu se așteaptă la multe nimeni. Da, deja știi cam din ce parte poate să zboare o glumă sau cum să fie ea. De asta am cucerit-o eu în diferite feluri, pentru că nu doar am încercat să glumesc, am încercat să fiu și mai serios și să explic multe chestii, noi discutăm mult la diferite teme și asta e faza. Eu cred că s-a combinat totul. Asta. Ai și o descriere interesantă și frumoasă pentru ea. Redactorul creativ al vieții tale. Da. Ea mă redactează și ea mă mai sigilează, mă mai dirijează, mă arată unde trebuie să fac. O lași să fac asta. Da, o las pentru că deseori noi nu vedem. Noi suntem într-atât de implicați în ceea ce facem și noi ne se pare că noi mereu facem totul perfect. Și totul merge bine și merge strună. Dar de fapt nu e chiar așa. Și cineva dintr-o parte vede mult mai bine ce se întâmplă. Și te mai împinge mai în dreapta, mai în stânga, te mai dirijează, îți stai, treci în goadă, îți mai râd, nu-ți mai splic și frumoși. Mai multe momente amuzante și lucrurile astea. Da, ca în orice familie se întâmplă diferite lucruri. Azi râzi, mâine poți să ai un conflict la un subiect și tot așa. Dar asta și e frumosul. Asta și frumosul pentru că noi, dacă n-ar fi asta, înseamnă că persoana ar fi indiferentă față de tine. Și n-ar interesa ce se întâmplă cu tine. Asta, după mine, este și un moment în care îți arăți dragoste față de persoana asta pentru că îți place ceea ce face el și vrei că el să o facă bine. Poftim? Poftiți! Mulțumesc! Domnul doctor, astăzi eu, Radu. Eu am venit să vă zic mulțumesc, nu mai am mâncărini deloc, nu mă scarchină nicăieri. Dar cum vă simțeți, Radu? Mă simt foarte tare. Asta și-a fost. Asta eu, vă spun doar, mă simt foarte tare. A? O? A? Foarte interesant. Și așa ai vizitat?
Tot organismul. Eu m-am cântărit. Am 713 kg. Mă simt ca Terminator moldovnesc. Băi, Radu, tu mai degrabă ești Radiator moldovnesc. Băi, Radiator, dar ceva disconforturi? Hai. Nu am niciun fel de disconforturi de astea, dar mă scald mai puțin că rușinesc. Da, dacă rușinești, faci? Mă duc la băieți la autoservice și-mi toarnă niște maslă. Ce te enervează la domeniul tău de activitate? Ce mă enervează sau ce mă deranjează? Nu știu. Mai mulți ani în urmă nu-mi plăcea o chestie, că lucrul ăsta nu era într-atât de întrebat, probabil. Sau lumea, nu știu cum, era indiferentă. Nu spune că acum s-au schimbat mult, dar e bine că noi am apărut undeva și lumea ne vede. Noi o facem de dragul nostru, ceea ce ne place nou, dar le facem de dragul publicului, pentru că dacă lumea nu s-ar uita, tu n-ai mai face asta. Atunci era o chestie, chiar discuția noastră inițială a fost despre camide, da? Camidele era în formatul, când faceți camide, când mai faceți camide, da? E că asta era o întrebare care sau eu și am auzit, dar când mai faceți camide? Da, dai seama de câte ori am auzit, dar nu mai pot să răspund la oamenii. Trebuie să te bucuri, de fapt, da? Da, dar lumea întreabă și eu, ia camide să vedem, nu știu, pentru că noi acum suntem cu zigzagul și plus la asta mai avem alte proiecte și nu reușim. Dar, când o să faceți camide? Bun, îl facem, dar una e să întrebi, alta e să vii. La fel ca și teatru și spectacole de la teatru. Teatrele noastre nu sunt arhipline și să fie în permanență, lumea să iei cu asaltul, zis, deci că bilete nu, să ne cumpăr cu două luni înainte. Uite, când lumea o să facă chestia asta, o să fie, pentru că când este cerere, atunci și se face. Da? Atunci și li se oferă. Apare oferta asta. Dacă nu, după m-ai întrebat, din simplu respect, mersi. Dar asta și-i faza, pentru că atunci când începe a lucra într-un domeniu, tu depui un efort nebun. Știi ce fac actorii. Făceam și noi așa, chiar dacă stilistica noastră un pic diferă. Dar eu nu vreau să spun că e mai simplu, pentru că să faci odată la două săptămâni un eveniment nou, cu glume noi, cu sketch-uri noi, este muncă. Pentru că nu spun de teatru că e simplu, acolo băieții repetă și repetă. Fratele meu în teatru și știu ce fac ei, șnururile astea lor și repetiții, îi șlefuiesc. Dar ei pun un spectacol și îl arată 3-4 luni, jumătate de an. Dar noi ieșim la fiecare două săptămâni cu ceva nou, pentru că omul este așa o chestie, tot frumoasă în glumă. Dacă gluma ai să o auzi de două ori, tu de două ori mai mult n-ai să râzi. Asta e faza. Ai auzit-o odată, mersi frumos băieți, a fost sunat bine, dar da, iar... Dar altceva? Merge normal, ei! Merge ca un pieton sau ca un melc! Chiar Ghivaș, dar ce stăteți așa de rău? Cred că din cauza la copilărie. Dar cum a fost copilăria voastră? Eu nu a fost! Adică, dar când erați copil? Eu deodată m-am născut mare! Poate ați avut vreo traumă când ați fost copil? A fost, m-am mușcat un câine. Turbat? După asta. Și după asta? Câinele au turbat după asta. A, dar dumneavoastră? Dar eu nu! Deodată. Anatol, presupunem că nu există televiziune, nu există pe planeta asta umor. Cum o trăi, nunți? Da. Îți imaginezi viața ta? Cum ar fi? Da. Eu n-aș fi planeta asta. În general, eu am crezut că e să mă întrebi un pic altfel, dar ce ai face, eu oricum aș ieși în scenă, aș construi ceva și aș arăta. De exemplu, eu am acum lipsa asta, camidele era momentul în care noi comunicam cu publicul. Deci tu ieși în public, tu ești în scenă. Scena, uite, din copilărie, ea era momentul în care tu îți arătai ceva și trebuia să transmiți informația asta publicului, uite, asta probabil nu ajunge. Acum, la un format de nunt cu mătrie, tu ai momentul ăsta de improvizație acolo, câtva timp. Și atunci simți contactul. Deci mie îmi lipsește contactul cu publicul. Zigzag Show este un proiect superb, dar este la televizor. Deci noi l-am filmat,
Am făcut maximal, el a apărut, lumea a râs, e vesel. Dar eu n-am simțit contactul cu publicul. Deci de asta și mie îmi place momentul ăsta, ca totuși eu să ies în scenă. Nu contează și deschidere de magazin, lansare de videoclip, show care noi îl facem. Dar trebuie să fie contactul cu publicul, reacția publicului, respectiv tu simți, știi, îți încarci baterii de la chestia asta. Dar dacă n-aș avea domeniul ăsta, dacă nu m-aș ocupa, pentru că eu mă gândeam inițial, în copilărie am vrut să fiu și bucătar, și jurist, și polițist și nu știu ce n-ai mai vrut să fiu, dar totuși domeniul meu cel mai mare care mă fascinează și până acum, asta este cosmosul. Cosmosul, vorbesc chiar de a zbura în cosmos, de a cunoaște ufologia, tot ce vrei legat de domeniul ăsta este cel mai interesant pentru mine. Vorbeam chiar și cu Vlad, dacă apare situația asta că am putea să zburăm, zic, tu zbori? Zbori de aici? Deci, ei, da, ce să fac eu acolo? Zburăm acolo, tu stai seama că tu în mare parte zbori și să fii tot întuneric. Cosmosul, da, este apropiat de ceva mai luminos, ai zis, wow, ai zburat și mai departe. Dar, eu zic, da, ok, e pentru mine să cunoști, nu știu, universul, e ceva ce și urmează următorul pas, pentru că aici e clar tot. Deci tu, planeta asta, știi tot ce se întâmplă. Deci, dacă nu ar exista televiziune, umor și nunci cu mătrie, ai fi lucrat la NASA? La NASA, da, sau oricare organizație care se ocupa cu plecarea. Am înțeles. Mi se pare un interviu foarte interesant și reușit am făcut noi astăzi. Îți mulțumesc pentru întrebările care le-ai pregătit. Cu drag, îți mulțumesc pentru răspunsurile pe care mi le-ai acordat. Cu drag. Și o să fim cu ochii pe voi, pe Zigzag Show, că nu avem încotro. Da. Sperăm să vă mai aducem ceva interesant în Zigzag și plus la asta să mai facem alte proiecte care să fie tot mega, mega așteptat. Da, trebuie să-i faci pe oameni să râdă, că atunci când e greu pe suflet, asta ne rămâne, nu? Da. Umorul. Mulțumesc pe baza asta. Să supraviețuiesc. Da, îți mulțumesc mult. Anatol, numai bine și succes în tot ceea ce faci. Mersi frumos. Thank you.